cred că socialiștii vor să reseteze. Și dacă îmi permiteți, dar mai mult îmi permite socialiștii, eu le-aș da un sfat să reseteze. Să reseteze în ce sens? Moldova are nevoie de un partid de stânga. Noi suntem totuși o țară săracă, dar un partid nu de burjoazie care s-a colorat în roșu și s-a pus. Da, vreau să mă întreb ce au ei cu partidele de stânga. Da, ce a avut Partidul Comunist cu partidele de stânga? Da. Cam tot acolo, condus de un mega oligarh, de fapt. Sau Partidul Democrat, condus de alt oligarh, care e tot un partid de stânga, da? În documente. Deci noi avem nevoie și eu cred că acolo în interiorul partidului sunt oameni care chiar au viziuni doctrinare corecte și nu sunt atât de implicați în această catastrofă politică care este... Cine sunt aceștia pe care îi vedeți dumneavoastră? Nu știu, eu urmăresc eșalonul 2 mai degrabă decât primul eșalon, care sunt cuplați foarte strâns de către domnul Dodon, care e o problemă deja. Eu nu cred că... Știți că nu cred în viitorul lui politic sub nicio formă, pentru că și istoria Republicii Moldova a arătat. Dar știți, și în business tot așa există acest fenomen. Sunt momente când fondatorii devin o problemă a afacerii. Și în politică sunt când fondatorii partidelor devin o problemă și dacă ei nu fac un pas în spate, atunci partidul cealaltă colapsează. E clar, el nu vrea să facă un pas în spate. Nu, și dar ce se poate întâmpla? Depinde de mesajul care îl vor da sponsorii lui. El pleacă la Moscova. Da, pleacă să-și ridice solda sau invers, să dea explicații. El trebuie să facă un pas în spate și cred că trebuie să se ocupe, nu știu, de crescut căpșune sau de vânat. Adică să plece cu totul din politică? Cel mai bine ar fi așa, pentru că el s-a demonstrat că nu poate să ridice la nivelul unui lider politic național care a schimbat spre bine țara asta. Nu este un benefic. El a avut o situație absolut unicală. S-a prăbușit toată stânga. A fost tot ișcherul ăsta deschis. Eu întotdeauna am crezut și cred în continuare că el e un politician de 2-3%. El a beneficiat, a captat tot ce se numește stânga noastră. A fost alesul Federației Ruse. A primit resurse absolut incredibile pentru proiectul său politic și a pierdut lamentabil la niște școleri. Da? Dar Partidul Socialiștilor înțelege ceea ce spuneți dumneavoastră? Sunt niște lucruri absolut clare din punct de vedere rațional. Partidul este capabil să se salveze eliminându-l? Da, cred că da. Și acolo sunt câțiva lideri care, în principiu, iar spun în rândul 2 sau... Da, puteți să ne dați niște nume? Cine vedeți? Bun, cel mai mult se vehiculează cu de primarul de la Chișinău, Ivan Ceban. Dar el e tare boiem. Nu știu în ce măsură lui place să muncească. Pentru că a conduce un partid, asta muncă. Asta construcția de partid, menținerea structurilor, mai ales dacă ești într-o zonă de opoziție, acolo e foarte complicat. El fiind și primar, care are o mega provocare de a gestiona oraș. Dar cred că mai sunt și alții. Evident că trebuie cineva destul de carismatic și cel mai recomandabil pentru ei ar fi să se decupleze de pupila rușilor. Să nu mai fie atât de cu subsemnatul la ruși. Noi toate partidele de stânga sau de centru neapărat trebuie să fie pro-rusi. Ele trebuie să fie pro-Moldova, îmi permit să spun așa, pentru că e banal să spun așa. Bun, probabil că cuplajul ăsta la ruși nu ține doar de ideologie și doar de mesajele către electorat, dar și financiar. Și atunci de cum faci decuplarea? Nu, știți, eu sunt aproape să demonstrez faptul că Igor Dodon este agent de influență a Federației Ruse. Și în mod normal, dacă ar fi fost el încă președinte, ar trebui început un procent de impeachment și de judecat. Adică cu acte în regulă este agent? Cu acte în regulă, pentru că rușilor le place să... Și nu numai el, apropo. Nu numai el din Partidul Socialist? Din Republica Moldova, care au acceptat colaborarea într-o formă sau alta cu autoritățile Federației Ruse. Și din ăștia care sunt numai... activ politic acum, din ăștia care sunt cu mai puțin, cred că câțiva, inclusiv de pe șcherul centru-dreapta, au cam dispărut din... Uh-huh.
Dar care... Eu asta îi povesteam încă unui fost prim-ministru care a avut multe necazuri. Spuneam, nu te bucura că cineva îți întinde mâna la Moscova sau îți dă contracte la, cu energetica sau altele. Le-am mai spus și public. Că asta e nada în care tu nimerești. Și de ce domnul Dodon așa de tare se bucura de Edina Iacnoa la început? Pe urmă am mai făcut niște bănuți cu licențele astea de livrare în Federația Rusă. Pe urmă a început să se ocupe de imobiliare, de gunoi în Federația Rusă. Asta e, asta e, pentru mine e absolut clar care e schema care o folosește Federația Rusă pentru a-i ancora. Deci îi corup pentru ca se poată după asta corup, folosi. Dar ei, în afară de asta, fac și niște declarații în scris de fidelitate către anumite... Și ce valoare pot avea aceste declarații în scris decât doar să-i șantajez cu declarația propriu-zisă? Ele au, pentru că tu treci atunci când faci o declarație în scris sau verbală, dar declarație de fidelitate, deja ai niște obligațiuni față de statul respectiv. Dar se vede foarte simplu. Cum bifa, de fapt, interesele Federației Ruse Igor Dodon, adică venea faxul și el trebuia să iasă să bifeze. Da, noi deci și-am pentru mine, clar, pentru mine asta e cea mai mare problemă. Partidele noastre trebuie să fie decuplate nu numai de la Federația Rusă. Nu trebuie să fie un exponent aceia intereselor locale.